astăzi urmărim subiectul, doamnelor și domnilor, revenim la subiectul emisiunii noastre. O să vorbim astăzi despre o chestie absolut halucinantă, halucinantă, pentru că România este, din punctul ăsta de vedere, o țară în care se poate vorbi despre absurd. Și aici vorbim despre o sentință definitivă și irevocabilă, care datează de numai puțin de 15 ani și care nu este pusă în aplicare. De ce? De instituțiile statului român. Ramificațiile, să știți, că ajung la niște potentați de-a lungul timpului. Aici vorbim despre Adamen Scu și Frank Timiș, dar de asemenea vorbim despre o sumă uriașă de bani, 300 de milioane de euro, și asta doar la prima adunare, având în vedere faptul că prejudiciul ar putea fi mult mai mare. Este o poveste cu pădurile României, care sunt jefuite de băieții deștepți, și de asemenea cei care sunt proprietari sunt hărțuiți într-un fel sau altul. Ne vor povesti, pentru că speța în sine este una extrem de complicată și în același timp este simplă. Și o să vedeți de ce. Vorbim despre istoria unui abuz, o afacere încurcată, pădurile Maramureșului furate de băieții deștepți și, culmea, autoritățile statului închid ochii. Cu noi în studio le mulțumesc pentru prezență. Bogdan Ioan Tudor Todoran, avocat, bun găsit, domnule avocat, bine ați venit. Îl salutăm pe Mihail Matei, președintele Composesoratului Borșa, bun găsit, domnule Matei, bine ați venit la noi. Domnule avocat, hai să ne faceți, vă rog, o sinteză a ceea ce se întâmplă acolo. Cred că cazul dumneavoastră este unic prin această sentință definitivă și irevocabilă, dar de asemenea poate fi găsit cam peste tot unde sunt păduri în România. Este cel mai reprezentativ caz la nivel național, pentru că avem și o suprafață foarte mare de teren forestier, vorbim despre 17.000 de hectare de pădure. Făcând trecerea de la știrea cu care dumneavoastră ați deschis emisiunea, trebuie spus că nu există o localitate în România care să fie mai cunoscută pentru clanurile de interlopi decât Borșa. Și revenim la această hotărâre irevocabilă pentru a clarifica în sinteză această situație. În anul 2004, Composesoratul Borșa din Maramureș, succesor al Composesoratului Nobil Borșa, care dovedește cu acte dreptul de proprietate de la Dragoș Vodă încoace, a obținut o hotărâre la judecătoria Aleși prin care s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru 17.000 de hectare de teren forestier. Hotărârea a rămas definitivă prin respingerea apelului, a rămas irevocabilă prin respingerea recursului. În 2004, hotărâre definitivă și irevocabilă, da? 17.000 de hectare retrocedate, date în proprietate, celor de la Composesorat, da? Exact. Au început demersurile pentru punerea în posesie și a fost un moment delicat atunci, pentru că imediat începând cu 2006 se discuta despre aderarea României la Uniunea Europeană. Nu dădea bine ca hotărârile să nu fie puse în executare și în urma unor intervenții care au venit de la nivel guvernamental, primarul de la momentul respectiv a hotărât să pună în posesie Composesoratul Borșa, dar numai scriptic pe două procese verbale de punere în posesie, ca să îndeplinească formal această obligație din sentința judecătorească. Ulterior, într-un interviu, el a declarat că punerea în posesie s-a făcut numai pentru că urma să aderăm la Uniunea Europeană, dar după aceea nicio instituție a statului nu a mai recunoscut aceste procese verbale de punere în posesie care transferă dreptul de proprietate, iar întreaga suprafață de 17.000 de hectare a fost redistribuită către alte persoane fizice și juridice. Nu mai există niciun metru pătrat liber din cele 17.000 de hectare. Persoane de unde? Care? Păi, să luăm suprafețele cele mai mari. 6.056 de hectare au fost retrocedate printr-o hotărâre a Comisiei Județene Maramureș către un composesorat înființat cu o lună înainte, în care a activat o persoană care are relații strânse de rudenie cu celebrul Frank Timiș, miliardarul care a făcut avere în Africa și în Oceania prin activități de explorare. Verișoara primară a acestui domn, Frank Timiș, alți verișori erau organizați într-o grupare care a primit
aceste suprafețe de 6.000 de hectare, deși la nivelul Comisiei Locale, la nivelul Comisiei Județene, se știa că acea suprafață pe care o solicitau dumnealor făcea parte din cea de 17.000 de hectare pentru care exista la momentul respectiv o hotărâre irevocabilă. Bun, noi urmărim niște imagini acum, domnule avocat, urmărim de niște imagini de unde? Din... Aici de acolo, de la Borșa, nu? De la Borșa este vorba de punerea în executare a unei hotărâri irevocabile, altă hotărâre irevocabilă din anul 2017, pronunțată de Tribunalul Maramureș, prin care această formă asociativă generată de miliardarul Frank Timiș a fost obligată să nu mai efectueze acte de exploatare, de punere în valoare, de tăiere a masei lemnoase, de transport, de valorificare pentru întreaga suprafață de 6.000 de hectare până să finalizează un litigiu. Bun. Deci același comp posesorat, acum noi vedem o încercare de executare, da? În imaginile acelea, da? Se poate vedea din imagini că imediat ce s-a ajuns acolo am întâmpinat o reacție violentă din partea reprezentanților composesoratului și a Eupolului Silvii care erau executați. Doamna din imagine, care atunci când a fost întrebată cine este, s-a prezentat ca fiind vara primară a lui Frank Timiș, deci ea n-are nume și prenume, e vara primară a lui Frank Timiș, a ieșit cu mătura, a lovit pe vicepreședintele composoratului cu mătura, a spus că e aranga și violențele au continuat pe întreaga activitate de executare silită. Bun. Domnule avocat, încă o întrebare și apoi vorbim chiar cu președintele composoratului care deține, da, decizie definitivă. Uitați, în aceste imagini îl vedem pe administratorul composoratului în partea stângă, cap de urs, Frank Timiș în partea dreaptă, s-au întâlnit la Londra în 2014 când au fost alegeri în Borșa. În momentul respectiv, persoana din stânga avea 0,5 hectare composesorat. În 2 ani a ajuns la 4.300 de hectare, cu o valoare minimă de, să spunem, minim 12-16 milioane de euro, bani pe care, evident, nu poate să-i justifice, că are un salariu de 3.000 de lei. Bun. Implicarea domnului Frank Timiș este evidentă. Hai să ne înțelegem așa, da? Deci, sunt niște păduri pe care oamenii le-au vrut înapoi, da? Ei au demonstrat ce? Faptul că au acte pe acele păduri. Da, o judecătorie, prin judecător, dă sentință definitivă și irevocabilă și spune așa: pădurile trebuie date 17.000 de hectare composesoratului Borșa, da? Condus de domnul Matei aici. Domnul Matei, și trebuie să ne că acest composorat nu este o persoană juridică, proprietarii sunt membri, care sunt mii. Absolut. Deci absolut. Comunitatea sunt locală, exact, comunitatea locală. Ok. Mergem mai departe. Deși există această hotărâre definitivă și irrevocabilă, autoritățile locale au dat unei alte entități, da, dreptul de a exploata, să înțeleg eu, nu? Chiar dreptul de proprietate. Au dat dreptul de proprietate. Și aici este o afacere de undeva la prima strigare de cât, domnule avocat? Păi, numai masa lemnoasă care legal s-ar fi exploatat, nu vorbim de ce nu este justificat prin acte, este în valoare de minim 1 milion de euro în fiecare an. Din 2006 încoace sunt 12 ani. Dar miza cea mare a acestui investitor din umbră este următoarea. În Borșa a fost o zonă minieră. Aceste 6.056 de hectare sunt amplasate exact pe fosta zonă minieră din Borșa, unde acum nu se mai desfășoară activități, minele sunt închise, dar resursele sunt acolo. Și vorbim de aur, argint, de metale rare. Deci aici e vorba de dublu câștig, nu? Frank Timiș nu este interesat de pădure. Frank Timiș, așa cum spunea o sursă de acolo din Borșa, ar fi bucuros ca mâine să dispară pădurea de pe cele 6.000 de hectare ca să poată să fie mai viabilă. Miza sunt resursele, da? Domnul Matei, ia spuneți-mi și mie că sunteți reprezentatul câteva mii, nu? Să înțeleg de oameni, nu? Sunt 6.000 de autori, deci străbunicii noștri, bunicii străbunicii noștri, care sunt autori acestui composesorat. 6.200. Iar după fiecare autor, înmulțiți ori 3, ar fi 21.000 de băștinași din orașul Borșa, care sunt proprietari acestor suprafețe de 17.000 de hectare. Și ați vrut pădurea înapoi, proprietatea dumneavoastră, a bunicilor, a străbunicilor dumneavoastră, nu? Exact. Dar hotărârea dată definitivă și revocabilă nu e respectată de nimeni. Noi trăim într-o țară bolnavă, într-o țară a nimărui, într-o țară coruptă, condusă țara românească la ora actuală de cine?
cei mai mari infractori, cei mai mari trădători de țară și de neam, cei mai mari vânzători a tuturor terenurilor băștinașilor sau a națiunii române pe care și-au bătut joc acești guvernanți. Și această haită de lup flămânți, care nu mai s-a trăit nimeni de furat în cei 30 de ani. Este dureros ce se întâmplă la ora actuală în țara românească. Din cauza asta nu se mai respectă nimic în România. Din cauza asta, hotărârile judecătorești rămase definitive, irevocabile, n-au valoare decât hârtia asta igienică. Sute de judecători care s-au pronunțat asupra acestei hotărâri definitive și irevocabile și pe care nimeni nu le respectă, începând cu sfârtarul ăla de primar, care vremelnic ocupă o funcție, vorbesc de primarul din Borșa, și alți primari de la nivel de țară, care își bat joc de statul de drept, ca la urma urmei o hotărâre definitivă și irevocabilă trebuie respectată, indiferent cine e primar, indiferent cine e prim-ministru, indiferent cine e șeful statului, la noi e călcat tot în picioare. Tot isfidat și umilit și majocurit poporul român de 30 de ani. Au vândut fabricile, au vândut uzinile, au vândut terenurile, au vândut gazul. Noi am îmbogățit totdeauna străinii și ne-a rămas în bazoane, pantaloni bazonați, cârtiți în cul. Să mă iert, așa este adevărul. Un popor mai umilit și mai majocurit decât națiunea română nu mai există. Din cauza cui? A infractorilor care conduc destinul acestei țări. A trădătorilor de țară care conduc destinii acestei țări și nu lasă a partidilor astea de haită de lup, flămânți care au transformat România într-un cadavru la haită de lup, care nu mai satură de furat. Asta este România la ora actuală și din cauza asta au ajuns toate hotărârile judecătorii și hârtie igienică, uitați-vă, toate nu le respectă nimeni, primarul este Dumnezeu, prefectul este Dumnezeu, primul ministru este Dumnezeu. Atunci, despre ce stat de drept vorbim în România la ora actuală? Cine ne apără interesul acestui popor? Care la ora actuală nu are nicio valoare ca individ. Noi suntem simple unelte, tărăcoapi și lopeți care se rup și le aruncă la gunoi. Acești guvernanți și acești politicieni. Bun, dar spuneți-mi acum, actele acelea pe care le-ați comparat cu valoarea hârtiei igienice, ce reprezintă ele, domnule? Toate hotărâri definitive și irevocabile prin care ne-au dat câștig de cauză toți judecătorii de bună credință din țara românească. Că sunt și judecători ca în pădure, cu uscături, care nu reprezintă statul de drept și reprezintă interesele acestor guvernanți, așa zis guvernanți, acești trădători de țară care ne-au vândut, cum vinde, l-au vândut Iuda pe Iisus, așa au vândut avuția națională, așa au vândut petrolul, așa au vândut gazul, toate le-am îmbogățit pe o altă țară vecină nouă, Austria, care ne-a exploatat în Ardeal 1000 de ani. Acum vin și ne exploatează din nou pădurile, gazul. Acum, care conducta aia care de la cercetăt vorbește de la Marea Neagră, care trece prin România ca simplu vizitator. Bogăția noastră, grădina noastră de unde scoatem noi petrolul și de unde scoatem gazele, noi nu avem dreptul să luăm nici un metru cub de gaz. Merge 400 și ceva de kilometri pe teritoriul României și se duce în Ungaria. Ungaria sunt mai deștepți ungurii ca românii. Și spune, nu, domnule, la noi în Ungaria faceți haltă, opriți! Ca noi să luăm gazul și ne plătiți nouă. Iar bun, noi românii nu ne putem acorda la gaz. Domnul Matei, domnul avocat, haideți să revenim un pic la povestea pe care o spune. Eu rușine ce se întâmplă la ora actuală în țara asta. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trădată de așa zis guvernanță. Aș fi vrut în emisiunea aceasta, pentru că știam ce subiect o să abordez, să am un punct de vedere din partea autorităților. Dar acestea dau vina una pe alta, nu știu, e ca în bancul ăla cu fata mare. Nu noi, dar justiția. Nu justiția, dar Rom Silva. Nu Rom Silva, dar prefectura. Nu prefectura, ci Consiliul Județean. Probabil, tocmai pentru a masca ceea ce se întâmplă acolo. Ideea este, domnul avocat, explicați-mi și mie. În momentul în care o entitate și care e juridică, dau un composesorat, o entitate juridică, nu? Da. Primește și are o hotărâre definitivă și revocabilă de punere în posesie. Iar tu, ca autoritate locală, pui în posesie pe altcineva aici, care sunt, cum traducem în lege? E abuz de putere? E ilegalitate? Păi, în primul rând, evident că lucrurile nu se puteau face fără încălcarea legii și fără un abuz al tuturor acestor instituții implicate în redistribuirea proprietății compăsuratului Borșa. Dar, în mod clar, este o situație în care drepturi de proprietate, dreptul la un proces echitabil, sunt încălcate, atât cum sunt ele înțelese în practica și doctrina din România, cât mai ales la nivelul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Ce explicații să dai? Observați aici acest teanc de înscrisuri. Deci toate acelea sunt hotărâri definitive și irevocabile,
care ar trebui să determine deci autoritățile să pună în executare prima hotărâre din 2004. Deci de atunci s-au făcut N cereri către justiția română să ce? Să se respecte o hotărâre definitivă și revocabilă din 2004. Aici, atenție, nu avem acte de proprietate. Aici avem numai o parte din hotărârile definitive și irrevocabile. Nici nu le-am adunat pe toate, că le-am pierdut șirul. Sunt sute de procese, multe din ele finalizate, altele pe rolul instanțelor. Strategia instituțiilor pentru a combate această situație nu este să gândească o soluție prin care să respecte hotărârea irrevocabilă, ci să genereze zeci, sute, mii de procese, deci dacă este ei posibil. Ei vor să tragă de timp tocmai pentru a-și masca ilegalitatea și făcută inițial, și nu? Pentru a epuiza acești oameni fizic, psihic și financiar. Cei care au început în 2000, puțin mai trăiesc. Domnul Matei a ajuns acum la 67 de ani. Și ca să vă dau doar în două minute o explicație cum privesc unii judecători, că spunea domnul Matei de uscăturile din pădure. Ca să vedem cine a fost amplasat acolo în această suprafață de 17.000 de hectare, am făcut o cerere de informații de interes public la Comisia Locală, Comisia Județeană, să ne dea toate actele de proprietate care s-au emis acolo, ca să vedem. Este o opțiune să pornim noi sute de litigii, să ne mai jucăm 20 de ani de acum înainte ca să eliberăm acest teritoriu? Și Comisia Județeană, Comisia Locală spune că nu știe cui s-au dat acele scrisuri, că s-au mai pierdut dintre ele când s-au mai schimbat primarii. N-au duplicat sau cum? Asta a fost răspunsul Comisiei Locale. Vă rog, Comisia Județeană și termin aici. Comisia Județeană spune, nu putem să vă dăm actele de reconstituire numai pe localitatea Borșa, că noi nu le avem selectate numai pe Borșa. Atunci le-au pus vi pe le dăm, ce e, exact, vi le dăm pe tot județul Maramureș din 91 până în 2018. Așa. Problema e că erau vreo 200.000 de pagini și spun, nu putem să vă dăm decât 600 de pagini pe lună. Și am făcut noi un calcul, asta însemna ca toate documentele să ne fie livrate în următorii 20 de ani. Deci ideea este când domnul Matei va avea 87 de ani. Ei trag de timp și încearcă tot felul de tertipuri, da? Tocmai pentru a-i aduce pe oamenii ăștia la disperare. Ne povestește domnul Matei când s-a trezit, chema la DNA, nu am înțeles? Numai, domnul Matei, doar după publicitate, zici, nici publicitate. Acum, după publicitate. Publicitate. Revenim în câteva minute cu istoria unui jaf la prima strigare de doar 300 de milioane de euro. Doamnelor și domnilor, povestea unei furăciuni pe față. Moștenitori, vreo 21.000, fac composesorat și cer în justiție să li se restituie 17.000 de hectare de fond forestier. Au hotărâre definitivă și revocabilă, autoritățile locale fac peniznaiu și dau titlul de proprietate unor băieți deștepți care au făcut ei composesorate, Frank Timiș, Adamescu și așa mai departe. De atunci, de 15 ani, oamenii au o tonă de hotărâri judecătorești, la hotărâri judecătorești, care obligă autoritățile să facă ceea ce trebuie, iar autoritățile declanșează 20.000 de procese tocmai pentru a lungi pelteaua să nu se prindă cineva că au încălcat legea. Jaful total la prima strigare de 300 de milioane de euro, dar aici vorbim și despre niște resurse naturale importante din subsol. Ok, domnul avocat Todoran, vă rog. Deci, vă spuneam că am intenționat să aflăm către cine s-a redistribuit întreaga proprietate de 17.000 de hectare. Și Comisia Județeană ne spune că ne dă actele în 20 de ani, ca peste 20 de ani noi să putem să demarăm niște proceduri judiciare și să eliberăm teritoriul. Peste 20 de ani, domnul Matei va avea 87 de ani, dacă mai trăiește până atunci. Și am mers în instanță, solicitând instanței să reducă acest termen de 20 de ani, pentru că este inacceptabil. După ce ai stat 15 ani să se pună în aplicare o hotărâre, să mai aștept 20 de ani să afli niște informații și poate să mai pornești niște procese care să dureze, evident, tot 10 de ani. Și am avut surpriza, un judecător de la Tribunalul Maramureș, Juroiu Cătălin, spune ceva de genul că noi ne-am exercitat acest drept de petiționare, de solicitare de informații de interes public, cu rea credință. Că noi suntem de rea credință, că vrem să aflăm mai repede, nu în 20 de ani, ceea ce s-a întâmplat cu proprietatea noastră. Ați văzut imaginea de la executarea silită anterioară. Ați văzut cât de agresiv au fost oamenii. Iar au 10 jandarmi care însoțeau executorul judecătoresc. Acum vedem niște imagini în care aici. Uitați-o pe doamna cu mătura, spune că va lua ranga. Și eu am luat câteva palme la executarea silită. Au mai fost și alții care au fost loviți, amenințați executorul. Și alți judecători de la Tribunalul Maramureș, că de aceea parcă am fi în procesul lui Kafka. Ioan Ilieș cu Giroiu Brândușa
Spun de exemplu că acești oameni, chiar dacă au fost agresivi, chiar dacă au fost violenți, chiar dacă au fost amenințători, aceasta nu înseamnă că s-au opus la executarea silită. Că ei, deci, ei respectă... Executarea silită nu a fost dusă până la capăt, domnule avocat? Păi nu a fost dusă până la capăt, că așa se interpretează acum de către o instanță din România, că o ordonanță prezidențială nu poate fi pusă în executare. Adică trebuie să apelezi la tot felul de variante, să obligi debitorul la penalități, să îl constrângi, dar nu poți să te duci cu executorul acolo și să-i spui să respecte o decizie irevocabilă. Hai să lămurim foarte clar. Aici nu, noi nu acuzăm pe cei care fac parte din celălalt composesorat și care au primit acele titluri de proprietate. Ei sunt partea a doua, ci noi vorbim despre niște autorități care au eliberat ilegal, vorbim, vorbim de autorități. Avem acum imagini de la o altă executare silită, o asigurare de dovezi dispusă de judecătoria Sigret prin hotărâre irevocabilă, definitivă. Trebuia primăria să pună la dispoziția executorului un set de înscrisuri și executorul să le copieze. Primarul a fugit de la primărie, toți angajații primăriei au încercat să blocheze executarea silită, se vede în aceste imagini, au intrat într-un fel de grevă spontană, a trebuit să vină poliția să le explice că opunerea la executare ar însemna infracțiune, au tăiat curentul, a venit electrica, a spus că problema este din interior și a culminat toată această activitate care s-a durat pe parcursul a două zile cu spargerea efectivă de către executorul judecătoresc a ușilor de la birou primarului, de la birou viceprimarului, de la birou secretarei, arhiva, cadastru și așa mai departe. Nicăieri în România, nu, eu cred că în lume nu mai există o asemenea situație în care un privat să vină să pună în executare o hotărâre judecătorească la o instituție publică și să se ajungă la spart de uși, spart de seifuri, spart de documente, lacăte și așa mai departe pentru a descoperi niște înscrisuri care trebuiau să ni le pună de bună voie la dispoziție. Bun, no, pe Facebook m-a contactat domnul Timișion Sorin. Este primarul din Borșa. Domnia sa este primarul din Borșa și pe care o să-l sunăm. Sunt imagini din primărie acum. Și domnia sa să ne explice care este situația. Domnul Matei, spuneți-mi și mie, vă rog frumos, ce e cu poveștile alea, cu caratul dumneavoastră, cu plângeri, cu DNA și așa mai departe? Deci, ce se întâmplă? În momentul când noi am câștigat această întindere de 17.000 de hectare, au început interesele. Interese cui? A oamenilor mari de afaceri, a celor care o tâlhări și o pungășit țara asta, pentru care și cei din Borșa. Și atunci, au spus, domnule, faceți dosare de tăteneamurile. Am avut într-o perioadă 36 de dosare penale, care trebuie să mă duc la fiecare instanță, trebuie să pronunță. Dacă se aruncă un specialist o piatră în Oceanul Pacific, trebuie sute de mii de specialiști să scoată din ocean. Așa mi-a făcut mie. Domnule, hărțuiți-l până la duceți la stare de nebunia lui. Eu vreau să le spun un singur lucru. Că este o singură judecată de vine care mai mare ca toate judecățile pe acest pământ. Și că acești nebuni care nu mai se satură de averi și de tălhărit această țară, o să vină perioada când o să fie condamnați de istorie și pedepsiți de poporul român. Pentru că nu se poate în țara asta să faci atâta scenarii mizerabili de acești oameni care vremelnic ocupă aceste puncte. Primarul din Borșa, Ioan Sorin Timiș, este cu noi. Bun găsit, domnule primar! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnule primar, oamenii aceștia îmi povestesc despre acele titluri de proprietate, sentințele definitive și irevocabile. Vreau să vă întreb care este, până la urmă, părerea dumneavoastră. Sunteți primarul din Borșa și aș vrea să știu unde este adevărul, după părerea dumneavoastră. Din păcate este foarte greu să se afle adevărul în această poveste. Provenează din 2003, s-au obținut o sentință judecătorească de către Asociația Computerului pentru 17.000 de hectare. Comisia locală, reprezentată prin primarul de atunci, Ștesco Cornel Remus, nu a ținut cont de sentința respectivă și s-a făcut retrocedări pentru alte solicitări, pentru alte cereri. Din păcate, Comisia Locală a rămas fără suprafața de necesară retrocederilor. Nu doar asociații compozale, sunt în total aproximativ 21.000 de hectare care mai trebuie retrocedate. Comisia Județeană încă nu a pus la dispoziția Comisiei Locale din rezerva județeană de pe alte OAT-uri, iar noi suntem cei care suferim
adică orașul suferă din cauza acestei sentințe și a neducerilor îndeplinirii a ei și a celorlalte 7 sentințe care n-au fost încă retrocedate. Domnule primar, dar este adevărat că oamenii aceștia îmi spun altceva. Dincolo de faptul că există acel fond forester care valorează, nu știu cât, că nu suntem lemnari și de așa, este adevărat că acest fond forestier se află deasupra resurselor minerale importante din zona Borșa? O parte din suprafața orașului Borșa se află în bazinul minier Baia Borșa. În mare parte, Asociația Composral sau Composesoratul Nobil Borșa, cel care a deținut proprietatea de 6.000 de hectare până în 1948, avea vechi amplasament în zona bazinului, în zona bazinului minier. Acum, nu știu dacă invitații astăzi din platou doresc pădurea sau doresc resursele naturale. Resursele naturale oricum sunt ale statului român. În da. Prima fază, probabil, domnul primar, luăm publicitate, vă resunăm în câteva minute, căci vreau să mai lămurim un lucru și cu invitații mei. Lipsim câteva minute, revenim. Nu avem timp de blată. Bun, am revenit, doamnelor și domnilor. Vorbim de o chestie care nu e încurcată, e foarte încurcată. Domnul avocat, hai să înțelegem. Domn primar, mai este? Da, sunt în care. Bun, avem niște întrebări scurte pentru dumneavoastră, domn primar. Domnul avocat, ce doriți dumneavoastră? Titlul de proprietate sigur, conform legii. De ce nu-l dați, domnule? Nu. Domnul primar a spus și într-un fel are într-o anumită măsură dreptate că nu mai sunt suprafețe pe raza orașului Borșa. Dar îi aduc aminte domnului primar că mai sunt 3.800 de hectare pe care, tot printr-o hotărâre irevocabilă, trebuie să le ia familia Adamescu care a cumpărat drepturi de litigioase de la Marian Rodica. Dar acele 3.800 de hectare sunt exact vechiul amplasament al compostoratului Borșa. În cartea funciară veche este compostoratul Borșa. De ce nu le dă nouă și scăpăm cu orașul Borșa, am încheiat subiectul și mergem la vecini, așa cum spune legea, să luăm diferența de proprietate. Răspunsul repede, domnule primar. Răspuns repede. Cele 3.600 de hectare nu sunt în rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar. Domnul avocat va induce în eroare, la fel cum a dus în eroare și cu executarea strictă. Deci mă minte, domnul avocat. Primarul nu a fugit, primarul era plecat la spital. Domnul primar, scurt că nu mai am timp. Cine trebuie să respecte o hotărâre definitivă și irevocabilă? Hotărârea definitivă și irevocabilă trebuie respectată de autoritățile statului atunci când ea este dată legal și conform legii. Inclusiv primăria. Când există dubii și probleme legate de acea hotărâre. Domnul primar spune că hotărârea noastră irevocabilă nu este dată legal și conform legii. Asta vă spun. Habar n-am, deci asta e poziția. Domnul avocat Odoran, domnul Matei, o să continuăm toată această poveste, vă spun eu. Vă reamintim, doamnelor și domnilor, că astăzi este ziua veteranilor din teatrele de operație. Am ales să purtăm bujorul românesc în semn de recunoștință, considerație și respect pentru veteranii de război și veteranii din teatrele de operații. Bujorul este asociat în tradiția și cultura românească cu puterea dragostei, devotamentul, sacrificiul și sângele. Bianca Ioniță și știrile B1 TV imediat. Ne revedem la ora 16. Veteranii de război din Borșa au hotărâri revocabile din anul 2000 puse în execuție.